Am debutat acest an școlar cu foarte multe chestiuni, să spunem, ușor negative legate de organizarea sau de implicarea inspectoratului școlar în organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare cu bani. Mă bucur foarte mult că am luat acea hotărâre și în Consiliul de Administrație și pe care v-am expus-o și noastră de a nu susține și organiza niciun concurs cu bani organizat de alte entități și nu de cele corecte implicate direct în educație și în procesul instructiv educativ. După această chestiune, la aproximativ două săptămâni, Ministerul Educației, prin ordin de ministru, a venit cu precizările de rigoare că nu se organizează concursuri școlare cu bani în unitățile de învățământ, rămân decât cele organizate de inspectoratul școlar sau, bineînțeles, de alte entități, dar fără să suporte copilul, eu știu, costuri financiare suplimentare pentru prezența lui acolo. Până la 1 martie vreau să vă trec foarte, am foarte multe date aici, am 10 pagini, nu o să stau să vi le spun pe toate, că nu vreau să vă rețin foarte mult. Ce a făcut inspectoratul școlar din punct de vedere al organizării și desfășurării de concursuri? Olimpiada de matematică și concursul de matematică aplicată Haimovici în 15 februarie, fază locală. Implicați un număr de 860 de copii la Olimpiada de matematică și un număr de 406 copii la concursul Haimovici. Calificați pentru etapa județeană la Olimpiadă 210 copii de la clasa 5-a până la clasa 12-a, iar la concursul Haimovici de la faza locală către faza județeană un număr de 132 de copii. Acest concurs este adresat numai elevilor de liceu. Unitățile în care s-au desfășurat cele două și Olimpiada și concursul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unități de învățământ implicate cu comisiile de rigoare de organizare și funcționare. Olimpiada de fizică, fază județeană, 14 februarie, desfășurată la Ion Barbu. Participanți 213 copii, calificați la fază națională 10 copii. Concursul național Public Speaking, din 15 februarie, o fază zonală, desfășurată la Podobescu. 98 de elevi participanți, 7 calificați la fază națională. Concursul național Istorie și Societate în dimensiune virtuală, 14 februarie, fază județeană, desfășurată la Ion Cantacuzino. Calificați 8 elevi la fază națională, 3 elevi pe secțiunea Istorie, 5 elevi pe socio-umane. Olimpiada Națională de Educație Fizică și Sport, Olimpiada Națională, cu desfășurarea următoare, 14 februarie, handbal, fete și băieți, la Topoloveni și la Școala Traian din Pitești, 8 echipe participante la Topoloveni, 6 echipe la Pitești, Olimpiadă Limba și Literatura Română, 21 februarie, fază județeană, 97 elevi de liceu, 149 de gimnaziu, 8 calificați la fază națională. Olimpiada de latină, 21 februarie, fază județeană la Brătianu, 50 de elevi, de la clasa 8-a până la clasa 12-a inclusiv, 10 calificați la națională. Olimpiada de chimie, 21 februarie, fază județeană, desfășurată la Zinca Golescu, 59 de elevi participanți, de la clasele 8-a 12-a, 11 elevi calificați la națională. Olimpiada de limba engleză, clasele 9-12, 22 februarie, fază județeană, la Mihai Viteazu desfășurată, 170 de elevi, 6 elevi calificați la națională. Olimpiada națională, tot etapa din calendarul Olimpiadei Naționale a sportului școlar, fotbal, 21 februarie, gimnaziu, fete și băieți, fază județeană, la Bradu și la Nanu Mușcel și la Dan Barbilian, scuze, la două licei din Fâncul 1, 5 echipe la Bradu pe rural, 7 echipe pe urban. Olimpiada de limba română, clasa 4, 21 februarie, 33 de unități școlare organizatoare la nivel de cercuri pedagogice, 1020 de participanți. La această fază nu există națională pentru elevii de clasa 4. Este, de fapt, primul concurs pentru elevii de clasa 4 din calendarul lor, urmând cu clasa 5-a etape cu finalitate națională. Ni le citiți pe toate? Pot să vi le citesc pe toate. Ideea este următoarea. Ideea este că inspectoratul școlar, așa cum am afirmat, are o serie întreagă de activități pentru toate disciplinele. Vine în întâmpinarea elevilor
de la ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclul liceal, cu o serie întreagă de desfășurări de olimpiade și concursuri. La început anului școlar. Fără ca aceste participări să fie condiționate de taxe. E un lucru important. Pentru că foarte mulți părinți, după acel mare tam-tam, dacă putem spune așa, cu concursul acela de matematică Lumina Mad, s-au adresat inspectoratului școlar prin petiții și sesizări și, bineînțeles, și cu cuvintele de rigoare, poate nu tocmai potrivite într-o adresă la o instituție publică, în care ne-au acuzat că nu venim cu nimic în locul acestor concursuri. Și eu le-am spus că, din contră, venim cu foarte multe lucruri, o paletă largă pentru diverse specialități. Nu trebuie să vedem numai română și matematică neapărat. Putem vedea foarte multe tipuri de concursuri. Nu am fost promovate, trebuie să înțelegeți. De acord și cu chestiunea aceasta, de acord și cu chestiunea, poate nici în continuare nu sunt promovate la nivel de unitate de învățământ, că nu se dorește să... Da, noi suntem o refacere cât de curând o să fac... Au calendarul activităților pus pe site de foarte mult timp. N-au obligativitate de a începe. Cam de atunci de când am pus calendarul. Cam de atunci am început să-l așezăm. Da.